Suntem în direct? Da? Bun, tu ai văzut? Deci noi astăzi, dragi telespectatori, doamnelor și domnilor, ne-am huiduit pe coridor. Niculescu! Luăm vacanță, motiv pentru care bucuria mea nu mai cunoaște margini. În acest context am observat că și colegii de platou sunt foarte fericiți. Domnul Romeo, supranumit Moby Dick, dansatorul Moby Dick, el în fiecare seară cu șosetele lui fermecate, dacă ați putea să dați un cadru cu dânsul, v-aș mulțumi. Ia veniți și domnul, sau vă vedeți, ce obosită sunt. Deci aveți în față, la un moment dat, nu ne dăm seama dacă trebuie să vină. Deci ia, faceți o piruetă, domnul Romeo. Să vadă lumea, de cine râdeam noi pe aici când dansa. Deci un mare dansator în viață. Dar nu că e mare dansator, ai văzut că agită și orchestra să facă. Da, da, știu, el este cum Iureș. Ar veni ăla care agită... Agitator cum era. Sunteți că erau mulți. Motivul, știi că erau ea, care erau în mulțime. Și care acum erau, să... Niculescu! Acest individ pe care nu, eu nu vreau, eu mă bucur că plec în vacanță pentru că nu suport niciun soț de-al moculească în afară de domnul maestru, ca să-i zic așa. Deci nu suport, deci abia aștept să plec să nu te mai văd. Nu, te halesc! Eu îi suport pe toți soții, dar pe mine mă enervează Niculescu. Bă, că toți bărbații, fii atent, toți bărbații când se ceartă cu nevasta domnul sau domnul Romeo, prietena, mulțumim, manici! Dom'le, toți că o... Păi dar e logic să facă, nu... Astea sunt lucruri urâte, Niculescu. Ce mă anume? Ce vorbește el de ea? Să nu te dai foarte serioasă. Dă-te așa cum ești și atunci e bine. Cine? Da, e vreuna care nu face asta și e vreunul care nu face, nebunule. Asta sunt pușcăriașe, pe nana, asta sunt. Băi, omul iubește de... Băi, fii atent, i-a marcat pe toți. Toți bărbații cu care a fost Niculească, i-a făcut vedete pe toți. Cum ți-am zis pe hol, când apărei tu vreodată, Niculescule, la televizor în viața ta cu două microfoane aprămburite? Și nu lua la valiera... Nu-l lua, că este... Ține omul ăla, că nu te ține mult. Da. Păi nu-i așa, e Niculescu, să moară mama. Eu nu vreau să vină... Umblai cu... Cine, să nu vină? Nu. Doar în partea aia. Nu, eu nu vorbesc cu el. Ce te uiți, mă, cu frică la mine? Fii, stai acolo atunci. E bolnav? Mâna nu, dar nu vreau, că nu-mi place de tine. Mâna dar nu vreau, într-o încăpere, nu-mi stă nici în aer liber, te înclin doar așa. Niculescu, le-a făcut vedete? Așa, zi azi, fratele meu. Umblai cu două microfoane, te știa nimeni. Cine? Niculescu de la microfoane? De la gaze. Nu trebuia să mă știe. Ia, poate ai nevoie de o ferie. Nu? Nici nu trebuia să mă știe. Asta am urmărit. Un gigolo ca tine, scuză-mă, ai venit puțin nearanjat. E ferie de sârmă? E pentru bucii? Deci... Ai și chelie. Femeia e tare, nene, v-a marcat, că vorbiți mai de ea, da. V-a făcut vedete și voi spuneți că ea are niște obiceiuri care le au 100% din femei. Da, ea e vedetă? Băi, e vedetă. Păi ea cine a făcut o vedetă? Ea. Tupeu din ea. Cum o cheamă pe ea? Tupeu din ea. Dar cum o cheamă pe ea? Extraordinar. Nu, acea... V-a bătut Muculescu sau v-a bătut ea în direct? Și v-a... De bătut. Ce stai aia pe acolo? Dacă îi spuneam că o cheamă Marina, cum o bă, cheamă? Bă, mi-e frică că vede acum emisiunea și vine încoace. O iau la fugă eu, că mă bate. Mă bate rău de tot de data asta. Păi te-a făcut că ești cu Bulanul și n-ai apucat să-i zici nimic, bă. Nu mai zice cu Bulan. L-am bătut sigur. Da, hai că mai aud și eu. Nu? Eu mi-am... N-ai apucat să zici nimic. Eu veneam de acasă dacă mă făcea așa. Și spuneam, probe! Păi, de-aia, când m-a supărat. Mă, ce și am plecat? Nu, când m-a supărat da, odată? Ea a zis așa aici și putem să o sunăm. Că te-a găsit în casă cu unul de câți ani? De 19 ani. De 19 ani. Dar de ce? Dar recunoașteți pe Serghei. Lasă-mă să port o discuție. Ai zis că vreau. M-a spus că am violat-o pe Nidia. Dar recunoașteți sexualitatea. Și ce dacă ești homosexual? Nu e o rușine. Niculescu-le. Pe bune, ai demnitate și spune. Bărbații sunt de două feluri. Unii care fac și alții care nu recunosc. Deci tu ești homosexual, asta, care e un homosexual care recunoaște. Mă, te-a prins cu un bărbat, era ușurelul, sincer. Nu să mă prindem asta nebună, asta e de la Bălăcean, că a scăpat în voi, băi, vă mutați în gura. Eu cred că suferea când povestea. Hai, mă, recunoaște. Asta e pușcăriașa. De ce îmi spui tu, domne? N-am știut ce fac. Ce
să spun asta, să mă trage de o limbă. Hai, bă, zici și tu, da, o dată. Bine, mă, a fost cazul meu, asta a venit la tine, să erai puțin matur, s-a plecat puțin pe tine, tu știai și... Da, domne, dar puștul ăla de 18 ani era chiar ea, domne, a uitat ea. Ce, oare mai mare ca tine, ea? Puștul ăla de 18 ani era ea. Deci nu recunoști. Deci tu îi spuneai puștului de 18 ani Mariana în timp ce făceai dragoste cu el? Nu, era chiar ea, nu îi ziceam puștului Mariana. Uite, asta nu-mi place era la tine. Vorbești ea. Niște parabole de prost gust pe care nu le înțeleg telespectatorii. Bă, te-ai ars cu ăla sau nu? Nu, m-am ars cu ea. Chiar că m-am ars cu ea, m-am ars cu ea. Trebuia nici să nu bag în seamă. După culoarea pe care ai. Trebuia să nu bag în seamă. Să... Auzi, dar unde... Asta mă enervează pe mine că o... Vorbiți urâpă de o femeie pe și în lipsă. Păi în față păi nu stau să-i bate. În față nu stau. Ce face, în față nu pot să vorbească că femeia îi bate. Da, mă, dar știi care e chestia? Că eu mă rușinez eu când am dat asemenea cuvinte. Eu m-am rușit tot și era să nu mai intru de rușine. Eu nu înțeleg de ce te-a luat Niculescu, pe bune. L-a luat de păr, păi, prima oară să-l scoată. Ce să mă ia? Niculescu! Ia pe mine să mă ia? Da, de bărbat. Ce mi-a fost milă, eu ce am luat-o. Am luat-o ce după stradă. Ce scoate afară! Ce n-avea, ea aveam eu. Eu aveam lovele, ea n-avea. Eu aveam măciucă, ea n-avea. Păi stai, păi, mă! Păi avileau la rând acum, păi, ce aveam eu și ce n-avea ea. Ea n-avea nimic. Eu aveam casă, ea n-avea casă. Limba aveai? Aveam și limbă. Aveam limbă cu măsline, domnule. Aveam și pantofi, aveam și limbă cu măsline. Aveam și ficat, a vrut să mănânce. Păi mi-a mâncat ficații. Că n-avea măciucă, deci tu căutai pe cineva să iei de soție care să aibă și măciucă. Deci a femeia are dreptate, ești gay. Nu, ducea lipsă. N-ai zis așa. Bă, nu știu, păi aș recunoaște. Când duci lipsă înseamnă că n-ai. Mie nu-mi plac bărbații care nu sunt curajoși. Da, o chestie, asta e jumătate. Aha, uite ce scriu telespectatorii. Andrei Alexandru. Mă rog, ne face nouă niște complimente. Nouă, nu lui, evident. Și zice să vină ușurelul să vedem dacă Niculescu e activ, pasiv sau versatil. Iată, telespectatorii noștri sunt mai inteligenți decât noi. Și mai interesați de apucătura ta. De sexualitatea ta. Da, foarte interesați. Care le ai? Trebuie să le cunoști că acum suntem o țară liberă. Poți să zici, bă, băi, la ce acum... până a avut. Voi vrei că ne venim în septembrie? Acum zic eu. Idee! Când revenim în septembrie să-i găsim prieteni, să facem un casting. Și o fac pe ea, prieten, eu cu cine? Să-ți găsim un iubit. Mie să-mi găsiți? Da. Și vă căsătorim în direct aici. Păi eu vă iubesc pe toți, bă, și eu cu Mucureasca suntem nași. Vrei? Nași cui? Tine și alu cu cine vrei tu. Nu! Cum tu ești nașul ei. Și cu cine? Așa a fost tu, ai fost nașul ei. Și rupem căsătoria, gata. S-a rupt aia cu Ogica? O rupem pentru tine, ce nu facem noi? Nu colaborăm aici? Ha? Aduceți, mă. Aduceți-l pe ușurelul, hai. Că are pantofi roșii, îmi place. Da. Nu fac nicio aluzie acum. A început omul să recunoască. Pantofi roșii. Și am pantofi roșii, dacă nu ușurelul, eu te pun într-o pauză. Pentru mine nu e nicio problemă, că la mine nu e problemă. Aș dori să schimbăm, să trecem un registru serios. De ce ați divorțat voi? De ce am divorțat? În varianta ta, în varianta ei știm că te-a prins cu unul în pat. Nu, spuneam eu ce ai divorțat. De nevastă. Să mă prindă asta pe mine cu ceva, m-a prins ea pe mine, cu ce să mă prindă? Asta nu înseamnă că le fac pe ascuns. Dar nu m-a prins, că n-avea de ce, n-avea cum. Dar de ce v-ați despărțit? Poftim? Deci, n-auzi bine de aproape, nu? De ce? Am divorțat? Da. De-aia cred că te-a lăsat. Pentru că era prea curvă și panoramă, penală și cu stăria și... Nu se poate să vorbești așa. Ce era cu să mai fac cu asta? Nu te rog foarte mult. Nevasta ta. De-aia ultima javră în puțin. Poate să uită femeia acum și vine, te ia din parcare. Băi de cap. Hai și acum surpriza. Intră Mariana. Că și așa sunt cătrănit. Mi-a ridicat mașina și am dat o grămadă bancă. Unde ți-a ridicat-o? La sala aparatului. Sectorul? A dat unul ca noi, cât am dat noi 10 milioane. De ce nu știi că am dat eu când mi-a luat-o mie? Și nu te-a recunoscut că ești Niculescu bătut și cărțuit de Buculească? Ba da, dar a zis că ne pare rău, mi se pare că ea v-a reclamat. Nu cred asta, nu face mai rău. Da, dar tu ce căutai? Fii atent că pe acolo stă ea. Da, mă, e eu. Era în jurul ei. Ia, ce căutai acolo? Păi da, se poate să-ți fură mașina după stradă, nu? Că asta e furt, nu se poate. Eu am. Hai, mă, nu facem anchetă socială cu parcările acum. Ce căutai acolo? Ia zi. Că stă aproape la Cismigiu acolo. Ce căutai? Eu? Da, pe Walter Mărăcinean acolo. Ce căutai?
Nu, la Coloane, la Coloane. La mai rău, mai aproape. La Coloane. Ce căutai? La Coloane, păi unde e Brezoianu și unde sunt Coloanele? Ce căutai? Ai luat-o pe scurtătură că era trafic. Si. Cum adică eu n-am voie să merg pe stradă să mă duc la seara? Te-ai pus mustăți, bărbi și erai pe acolo printre, printre Coloane, să opriți pe Bucureasca, zi? Acolo sunt atâtea magazine, am nevoie de piese, am nevoie de multe lucruri. Acolo. Chiar acolo am oprit, unde e magazinul de piese electronice. Și cât ai stat, mă, de ți-a luat mașina aceea? N-ai văzut? De la 11 până la 3 jumătate. Păi dacă n-aude, probabil nici nu vede. De la 11 până la 3 jumătate. Te-ai cumpărat 3 ore piese, ce piese ai cumpărat, bă, mâncață? Și când la mine nu mai era mașina, mâncață. Nu mai era mașina când am nu ne interesează, domnule, eu chiar mă bucur că ți-a ridicat mașina. Eu sunt nenorocită pe cuvânt. Deci orice lucru n-aș fi. Atunci să-ți o ia și ție, uite așa. Mi-a luat, mi-a luat, o să ai liniștit. Uite, tu... eu nu mă bucur pentru tine. Nu mă interesează ce faci tu pentru mine. Eu vreau sunt să-ți revoltat. Fii atent, știi când mă o să-mi placă de tine? Când o să ai tupeu și sânge în instalație și o să fii bărbat și o să te uiți la camera aia lui ăsta micu pe care scrie numărul 1 și să spui, da frate, îmi plac bărbați. Atunci. Deci mie mi se pare, deci bă, să vină fosta ta nevastă să zică, frate, am trăit un șoc, am intrat în casă, făcea sex cu unul. Spune că îți plac bărbații. Asta vrea neapărat în seara, asta se dezvăluie, Mara, că mie îmi plac. Și mie îmi plac bărbații, ce? Ia-i tu pe toți. Nu pe toți. Păi tu ce faci, rămâi așa? Rămâi singur, îți dai și ție unul, după cine vrei. Ce să faci cu ei? Am la prieteni grămezi. Vrei doi? Îți las am doi. Am la prieteni grămezi. Bărbați, nu femei. De ce ai relații? Am, uite, toți băieții de aici din orchestră. Da, mă, toți, toți. Eu îți văd că foarte bă. Sergei, sunt prieteni cu toată lumea. Pe mine. Ia vede, ce mai scrie acolo? Nu îmi scrie mie cineva că îi place să mă vadă bine dispusă. Frumos. Deși ar trebui să mă ia nervii când îl văd pe Niculescu. Dar de ce mă ceri tu cu Niculescu? Domne, nu-mi place, mie nu-mi plac oamenii mincinoși, nesinceri. Nu, serios vorbim, vrei să zic, acum că noi am glumit, am așa, am râs, am... Știi ce nu-mi place? Bă, 5 minute dacă te-ai simțit bine cu o femeie, nu zic că ai iubit-o. Respect-o, frățioare. Cum ai vrea să te privesc eu serios, să te ascult eu serios când tu îți faci fosta nevastă în halul în care ți-o faci? Recunosc. Bă, dacă ai ținut o femeie în brațe 5 minute și curvă pe bani să fie, respect-o. Dacă ai valoare ca bărbat, nu știu. Mie genul ăsta de bărbați în care îmi plac și, ar fi și pentru mine pentru ăștia. Toate păi ce să mă, dacă tu la gura pe care ai, n-o scoți din curvă și eu te-aș bate. Păi acum? Dar la momentul ăla eu am făcut niște lucruri extraordinare poate pentru ea. Poate și ea a făcut pentru tine. Și trebuia tine. Să țină cont, nu să mulțumească. Nici măcar să mulțumească. Băi, când doar ați venit necertați atât. Aici, să tacă, când, fermoar, când ați venit împreună și nu erați certat și ai sărit tu pe hol și l-ai bătut pe Cristi, ea ți-a spus, ți-a făcut niște complimente frumoase. Ce de, eu m-aș fi umflat. A zis, bun, a zis că ești cel mai bun bărbat în pat pe care l-a avut. Băi, n-a spus că m-a prins cu unul, Ana n-a mai păi pus după așa. Ta, așa. Păi până să devii homosexual. Nu păi nu, tu poți să fii homosexual și să fii bun în pat ca bărbat. Vă uitați poți să fii ambidextru. La două vorbe, trei sunt minciuni. Nu știți ce vreau. Poți să fii ambidextru, să fii foarte bun. Feri a început să se urce pe scenă, pe stare. Feri strânge sculele. Dar ce face? A, și fugi cu scule sau ce faci? Pleacă la mare. Păi și nu mergi la nuntă? Și nu mergi la nuntă? Dar unde aveți nunta? La mei. La cine? La cineva acolo. Păi bă, nu-i scrie ceva. Nu poate să aibă nuntă la nimeni. N-am știut. Da, mai vrem să-l întrebăm ceva pe Niculescu? Mai avem un minut și... vrei bă, să-l mai ținem? Acum ai putea să ai minutul... De glorie. Să spun, de glorie al tău, să spui, da, bă, ăla de strălucire. Ăla de strălucire. Ăla de strălucire. Cu un minut în viață poate să îți schimbe cursul vieții. La o ședință, știți chestia aia. Hai, mă, nu ne interesează amintiri din copilărie. Alege ce să spui pentru posteritate. Gândește-te că mai jumătate de minut. Zi, bă, da, bă, și gata. Știați că Tchaikovsky a fost homosexual? Hai, mă, lasă-ne. Da, toată sala adunare ce știam. Dar noi nu l-am iubit numai pentru asta. Deci, asta a recunoscut. Bravo, a recunoscut! Să mă urmă, bravo, nu, bravo! Eu recunosc! Ești mulțumită? Hai, pot să dau știrea pe click, pe ce-o dau. Bravo, nu, e ok, așa da, asta da. Adică ce? Adică... Eu v-am spus un banc. Da. Ca să vă satisfac bancul. Păi dacă bancul. Viața ta e un banc, asta e. Domnule, mie mi-a plăcut bancul, să spun chestii. Domnule, deci, ca să nu mai zică lumea că suntem homofobi și nu ne plac homosexualii, de astăzi Niculescu este prietenul meu.
Oricând ne vom saluta pe stradă, vom vorbi civilizat. Vreau să ne promiți că în toamnă vei veni și cu prietenul tău să ne-l prezinți aici. Nu, vin cu tine, că ești prietena mea, ai zis. Eu nu sunt iubita ta. Nu, prieten, păi ai spus că cu prietenul tău. Păi, eu oricum sunt aici, că eu cu care prieten vrei să vin? Că am mulți prieteni, sute. Cu care, la